Salutare, sunt cu Mihai aici de față și o să filmăm un vlog random. Random, adică la întâmplare. Everybody wants to rule the world. Everybody wants to rule the world. Ăsta a ajuns astăzi la mine cu ce, mă? Cu mașina, cu maxi taxi și m-a pus să-l aștept în stație. Cât ai stat? 10 minute. Vă readuc aminte, luni începe școala. Ce părere ai despre asta, Mihăiță? Stai așa, ce părere ai despre asta? Am o părere foarte proastă. Uite-l, mă, ce fericit e. Zici că-i pic camera, așa, abia ne-ți. Stai, mă! Zici că-i pic camera, așa, abia ne-ți. Stai, mă! Și nu te uiți în dreapta, te uiți în cameră, înțelegi? Te uiți în obiectiv, aici. Mama! Ce? I-am dat la c***e. Camă! M-a murdărit tot să-mi dau c***e. E nou pe cameră. Păi să-i fiu sincer că eram pe la 7 ani. Ne-am învățat, a venit un... Eram mai mulți copii și ne-a învățat un copil, mă bând direct. Așa? Să fiu sincer, la 7 ani ne-a învățat unul cum să facem foc cu o baterie și niște folii de stai. Nu știu cum ne-a zis să o înfășurăm, am înfășurat și am văzut că nu merge. Și în spatele grădinii era o ușură destul de mică, plină cu fân uscat. Și am luat, ce bă, nu... Bă, nu merge, și-am aruncat o șură aia, șura aia. Peste 2 ore vezi că l-am făcut toată șura. Toată? Săracu. Deci, eu când eram mic, când am fost mic... Aceeași minte o ai și acum. Și eu. Da? Da. Da. Era întuneric afară și... Și înăuntru, bineînțeles, că nu putea să fie întuneric afară și lumina afară, sau întuneric înăuntru și lumina afară, sau lumina afară și întuneric înăuntru, sau invers. Avea lumina afară. Mai pe scurt, am băut ulei de amestec pentru motoferă să traie. Drujba. Era într-o sticlă de Coca-Cola și am zis, uite ce Coca-Cola frumoasă, știi? Și două guri, direct două guri și eram verde la gură, așa, și am zis, bă, dar ce dracul era aici, că ăsta nu era Coca-Cola? Poate era Coca-Cola ceva, Sherry sau nu știu, ceva nou, așa. Și după aia m-am dus la părinți și am zis, uite ce am băut, și am zis, da, ți-ai făcut puțină ungere. Mai pățit ceva, ți-a fost rău? Nu, n-am pățit nimic, m-am dus și m-am șters la gură și după aia a venit mama și m-a întrebat, ce-i la gură? Ce-am la gură? N-am nimic! Ce face? De ce ai la gură? Ce-am la gură? N-am nimic! Ce face? De ce ai la gură? Ce-am la gură? Ce faci, Deiu? Ce ai la gură? Ce-am la gură? N-am nimic! Ce faci, Bobo? Ce ai la gură? Ce-am la gură? N-am nimic! Am văzut că fața asta era cu vecina meu. Am luat el acasă și eu vecina acasă. Și vecina avea o sticlă de cola, dar era chestia că era umplută cu vin. Și ăsta era ăla era înfierbântat. Era ca și sticla era acolo și era să cu vin. Cum nu poate? Pentru că trebuie să mergem așa. Era să facem mașina de hatul ăsta. Ah, sau că era vorba de băutură. A pus energizant la bol la câine. 2 zile n-a dormit, a lătrat toată ziua. Nu-i plac glumele tale. Nu-ți plac glumele mele.
A, la bunică sa și a luat-o poliția pe baba aia și a băgat-o la închisoare că doar așa e în România. Da. Cineva aruncă și cineva primește. Ce prostie am putut să spun. Ei, cameră. Nu. El este Martinic, ursulețul nostru din redacție. Când nu avem ce să facem, îl mângâiem pe cap. Noi îl mângâiem pe cap mereu când ne plictisim. El este Martinic, ursulețul nostru frumos. Mulțumesc. Martinica este al nostru. El... Faceți cunoștință cu Pufulica. Ea este oaia noastră a redacției și de fiecare dată când avem probleme sau ne enervăm, o mângâiem pe cap ca să ne calmăm. O telecomandă, două? Două. O telecomandă, două. Astea sunt cinci. Ce rândul tău, pune pe aia pe pielate. Ia uitați-vă la el, copțialul Bin Laden. Bin Laden americanul, ia bobo și dă coceanu. Am o hamster într-o pușcă, dacă mă îmbă, mă mușcă. Moș Crăciun, cu plete d'albe, a venit de prin nămeți. Gata, gata, gata! După faza cu Heliu, l-a luat durerea de cap și a zis să nu mai filmăm așa mult, așa că... Iar a venit picamă. L-a luat durerea de cap și... Da, a fugit picamă. Așa și nu mai filmăm mult și așa că... Sadinal, a menos a mais nada a ver. Só te afiar tu nem querer ter. Pitch, pitch, pack, é, a ceder, né? Sadinal, a menos a ver. Só no que o jogo, sabe, só me de ver. Menos a ver, só te, só te.